16 noiembrie 2023. Suntem pe canalul de la Dridu. Vă salut, prieteni! Azi e 16.11.2023. Având în vedere că a început perioada rece a anului, m-am gândit să ies la o partidă pescuit la Ștucă, la Dridu, pe canalul care vine din barajul de la Dridu, dar aici arată canalul în felul acesta. Barajul e foarte scăzut. O să mergem și pe baraj să filmăm acolo. E foarte scăzut și aici văd că nu mai sunt pâlcuri așa de apă. Nu o să mai vede nimic în ele. Deci pe cadă de Ștuca și de peștii care au fost aici pe acest canal. Sper să se revină la ce a fost. Da, o să încerc mai să văd mai jos dacă mai e ceva. Mai vorbim. În schimb, un lucru bun s-a întâmplat aici și administrația, primăria sau cine s-a ocupat, primăria, s-a asfaltat zona asta, până aici la barieră. Probabil că de aici încolo mai deține de competența lui. Da, e pregătit acolo ca să... O să mergem un... mai jos, poate să vedem dacă mai există ceva în apă, dacă nu. Da, prieteni, situația e clară. Deci am mai mers puțin pe canal către Aval. Nu, au rămas doar pâlcuri care deci nu are cum să supraviețuiască peștele în asemenea apă. O să mergem la bara să vedem dacă reușim ceva pe acolo. Ești o natură, face bine tuturor. Vorbim.
Au revenit prieteni, iată cum arată barajul de la Dridu. Deci, o mare parte e secat. O să fac câteva lansări și eu aici la baraj. Să vedem dacă mai există ceva pe aici. Șalău, Ivan, știu că... Încercăm, vedem.
Dacă merge la ștuca din asta. Thank you.